Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Crăciunul vine din Finlanda, la fel și brandul Nokia. Azi descoate din cutie pe Nokia X35 g Eu personal l-am mai văzut în Berlin în septembrie la IFA 2022 și sincer mi-a făcut o impresie plăcută. După câțiva ani, Nokia a venit în sfârșit cu un design inspirat și poate cel mai arătos telefon Nokia din, aș îndrăzni să spun, ultima jumătate de deceniu. Altfel, este un terminal mid-range cu câteva aturi. În primul rând, cei de la HMD, care operează brandul Nokia, au mers aici pe ecologie. Avem ramă din aluminiu reciclat, spate din plastic reciclat, în cutie nu mai avem încărcător, iar cartonul ăsta din care e realizată cutia, ați ghicit, e reciclat și el. Bun, telefonul în sine merge pe abordarea stock, de aia scrie aici foarte mare Android One. Uh, are un Android curat, Android 12 deocamdată, are promisiunea 3 ani de actualizări. N-ar fi Nokia fără jingle-ul ăsta, iar telefonul propune așa, ecran AMOLED. De asemenea, un procesor Snapdragon pe care l-am văzut pe destul de multe telefoane mid-range, 695, și o cameră principală luată de la unul dintre cele mai populare flagship de anul ăsta, cu stabilizare optică. Preț în jur de 2000 de lei și sunt curios dacă în afară de ecologie ne mai surprinde cu ceva. Avem și o cantitate de generoasă de RAM, o baterie care pe vremuri m-ar fi speriat că e prea mică, dar acum în ziua de azi optimizarea lui Android și a producătorilor de telefoane se face foarte bine. Și cred că e cazul să termin cu acest intro pentru că avem de vorbit, de analizat și niște prime impresii să vă spun. Îi dăm drumul la unboxing și foarte curând vine și recenzia. Să înceapă deci unboxing-ul și primele impresii pentru Nokia X30 5G. Acesta este poate cel mai arătos telefon Nokia pe care l-am văzut în ultimii ani, chiar mai arătos decât unele flagship-uri. Mă uit în special la zona aceasta a camerei, are niște extra personalitate și vedeți că este așa în trepte, nu este doar un singur nivel, aici este mai scăzută grosimea, aici este un pic mai înalt. Și avem aici un fel de vedetă a produsului, dar despre ea mai încolo. Varianta asta de culoare se numește Cloudy Blue. Și ca să fie clar, spatele ăsta este fabricat din plastic. Aici sunt de fapt câteva informații despre materialele folosite. Deci, zona camerei este din aluminiu. Este 100% aluminiu reciclat. Cândva aici poate a fost cutia ta de cola reciclată și ajunsă pe telefon. Rama, cu grosime de 8 mm, este în proporție de 100% fabricată tot din aluminiu reciclat. În vreme ce spatele, așa cum scrie aici, 64,5% plastic reciclat. 64,5% evident. Iar cutia din carton, de asemenea reciclat. Spunea că este un telefon arătos, cu ochii închiși, ai putea crede că este rudă cu vreun iPhone sau cu vreun Nothing Phone, dacă te uiți mai ales la rama asta plată. Spatele un pic mai bombat îl dă de gol că e altceva, îmi place luciul ăsta, mi amintește cumva de Nokia-urile acelea mai vechi, era un luciu prezent și pe communicator-uri, parcă. În fine, vorbim despre design un pic mai încolo, deocamdată vă arăt ce e în cutie și nu e mare lucru, știți că în ziua de azi nu ți se mai dă încărcător de dragul ecologiei. Ce nu înțeleg eu e următorul lucru. Ok, salvez planeta, reciclez cartonul, aluminiul și plasticul, dar pui atâta hârtie. Câți copaci s-au tăiat pentru manualele astea? Este e pe care le zic de obicei când fac un unboxing de telefon Sony, dar acum serios. Foarte multe manuale pentru un telefon axat pe reciclare. În cutie găsim și o cheiță care oferă acces la sloturi, doar nanosim, nu vă gândiți la microSD. Iar aici, Asta este cablul de la USB-C la USB-C și dacă vă gândiți, hei stai, dacă vreau să folosesc la transfer de date, n-am PC cu USB-C sau laptop cu USB-C, m-ar mira. Cam toate laptopurile au început să aibă așa ceva și UE a impus o regulă prin care toți producătorii de device-uri trebuie să pună portul USB-C începând cu, cred că, decembrie 2024, inclusiv Apple. Bun, ne întoarcem acum la telefon, ne-am lămurit cu ce e în cutie și cu ce nu e în cutie și fiți atenți ce scrie aici. Cifra 3 e foarte importantă pentru acest Nokia X35G. 3 ani de garanție pentru produs, 3 ani de actualizări Android și 3 ani de actualizări lunare de securitate. Înseamnă că din moment ce mi-a sosit cu Android 12, o să primească 13, 14 și 15. N-ar fi rău. Revenim la telefon. Îmi place designul ăsta, îmi place și confortul pe care îl oferă telefonul. Degetul meu poate ajunge la toate zonele esențiale ale ecranului și să navighez fără probleme. Butoanele acestea sunt puse destul de comod, cele de volum și cel power, iar construcția e solidă. Încă o dată, plastic, aluminiu și sticla în față, cu protecție Gorilla Glass Victus, cândva rezervată numai regalității flagship urilor Dimensiune cred că vi le-am zis, cel puțin v-am zis că măsoară. 8 mm în talie. 185 de grame nu e foarte greu, dar nici diagonala nu e foarte mare, așa că putea să fie un pic mai ușor. Ne-am lămurit și cu faptul că rama asta plată ajută la priză. Acum, am vorbit cam mult despre design, asta e senzația mea, dar cred că este un punct cheie aici, pentru că îl diferențiază cumva pe acest telefon de altele și eu zic că este destul de frumușel. Acum, pe lângă varianta Cloudy Blue, mai este și una Ice White. Sincer, îmi place mai mult aceea, dar e o chestiune de gusturi, posibil să se murdărească un pic mai ușor. Ecranul este mic după standardele de ziua de azi, asta e clar. 6,43 inci. Este un AMOLED și mi-am amintesc eu că acum câțiva ani, 6,43 era norma. Acum norma e undeva pe la 6,67 6,56 inch, 6,55 inch, dar era o perioadă când toți producătorii de telefoane scoteau telefoane cu diagonală de 6,43 inci. Evident, rezoluție Full HD Plus și refresh rate de 90 de Hz, în caz că vrei niște gaming. Până în alta, văd că are o funcționare foarte fluidă la utilizarea de zi cu zi prin meniuri, acest refresh rate ridicat îți oferă avantajul ăsta, mă rog, ridicat în comparație cu 60 de Hz, când în ziua de azi ne-am dus și la 165 de Hz sau poate chiar mai sus. Aspect 20 x 9, protecție Gorilla Glass Victus, e un pic angroasă, dar pe total muchile astea nu mi se par exagerat de groase. Acum, la interior găsim un procesor care era, să zic așa, limita de jos a seriei Snapdragon 600, este Qualcomm Snapdragon 695. Să fie apărut între timp Snapdragon 6 Gen 1? Nu cred. Știu că a apărut 4 Gen 1, 7 Gen 1, dar 6 Gen 1 cred că nu a apărut. Deci asta este Snapdragon 600-le încă actual în zona mid-range. În fine, Snapdragon 695. 6 nanometri, octa GPU Adreno 619, îl găsiți pe Realme 10 Pro, Motorola H30 Neo și de asemenea pe Honor Magic 4 Lite. Sunt două variante ale telefonului, una are 6 GB de RAM, una are 8 GB de RAM și hai să vedem pe care o avem noi. O am pe cea cu 6 GB de RAM. Sunt și două variante de stocare, 128 și 256. Eu am pe cea cu 128, din păcate. Spun din păcate pentru că sunt două tipuri de stocare. Dacă ai 128, ai stocare UFS 2.2. Dacă ai 256, ai stocare UFS 3.0, care este mai rapidă la citire și scriere. Atunci când vine vorba de baterie, avem aici una de 4200 mAh. În ziua de azi ne-am obișnuit să vedem 4500-5000, dar mă gândesc că ar fi fost foarte gros telefonul și au făcut un compromis pentru treaba asta. Dar după ce am văzut ce a făcut Motorola cu baterii de 4000 de mAh, nu mai sperie nimic. În fine, se încarcă la 33 de W, nu are încărcător în cutie și suportă Power Delivery 3.0. Nu avem jack audio și dacă tot vă arăt o privire așa de jur împrejur, hai să vedem ce avem. Sus două microfoane. Nokia în întotdeauna pune multe microfoane și are acea anulare de zgomot, tehnologie OZO și alte nebunii. În vreme ce jos avem Speakerul, singurul de aici, difuzorul pentru muzică, filme, ce mai vrei tu, și apoi portul USB C 2.0, microfon și Sim3. -ul. Mare atenție la microfoanele puse lângă Sim3. Dacă eu aș fi designer, aș scăpa de treaba asta. Mi s-a întâmplat de câteva ori să bag cheița Sim în microfonul de lângă uh, și vă întreb și pe voi ați pățit vreodată treaba asta, strica vreun microfon așa. Mare atenție la chestia asta. Știu că e logic să bagi aici, dar dacă ești neatent, na, se poate întâmpla pocinogul. Bun, pentru securitate, cititor de amprente integrat în ecran, unul optic, o viteză nu prea mare de deblocare, dar precizie destul de ok. Pe partea de conectivitate, probabil că ați ghicit deja, văzând ce procesor am menționat mai devreme, este un telefon 5G cu Wi-Fi 6. E ciudat că îmi ofer 5G și Wi-Fi 6, dar te cantonezi la un Bluetooth 5.1. În fine, are și NFC, GPS uh, și o curiozitate, cred că n-am mai văzut telefon cu radio FM de multă vreme. Uitați aici, radio FM. Bun. USB-C 2.0 și două sloturi nano -SIM. Iar acum o să vorbim puțin tel despre camere. Începem cu camera selfie, care este decupată în ecran aici sus, avem de a face cu o cameră de 16 megapixeli care filmează în Full HD și are deschidere f2.4. Nu este un decupaj foarte mare în diametru, asta este o veste bună. vreme ce în spate, în modulul ăsta arătos din aluminiu, avem un blitz dual LED și două camere. Vedeta este cea principală, am făcut un teaser la început, fiți atenți. Senzorul ăsta de 50 de megapixeli este un Samsung GN5. Același senzor de pe Galaxy S22. Bun, are stabilizare optică, deschidere F1.9, face detection autofocus. Aici deschiderea nu e așa generoasă ca pe S22, simt nevoia să menționez treaba asta. este secund, un senzor de 13 megapixel, un ultra-wide, deschidere f2.4, 123 de grade. Nu avem camera telefoto, macro sau alte nebunii, dar avem blitz LED și, din păcate, o limitare, filmare Full HD doar, măcar merge până la 60 de FPS. O privire rapidă asupra interfeței camerei și Nokia, mai bine zis HMD, a simțit nevoia să sublinieze că aici avem și tehnologie Pure View. Avem mod de filmare cinematic cu niște extra opțiuni, printre altele reducerea zgomotului provocat de vânt, aici mai avem niște extra opțiuni legate de stabilizare, hash log, nivel metru sau grilă, apoi avem zona de video unde vă pot confirma rezoluția de până la Full HD 60 și aici găsiți stabilizarea care este de mai multe moduri, video stabil, de asemenea ultra video stabil. Am lăsat interfața în română, că nu mai făcut de mult treaba asta și am zis, na, hai să mai facem lucrurile și altfel. Zona foto, care include HDR, mai include și portret AI, fotografiile acelea mișcătoare și alte câteva extra opțiuni aici. Ați văzut ce repede a detectat codul QR în ziua de azi, telefoanele sunt fantastice la treaba asta. Alte opțiuni, poți să faci poze la rezoluție maximă de 50, ai și bokeh live și niște extra reglaje aici de frumusețare plus alte opțiuni de aici Night, m-a surprins faptul că Night are multiple setări. Poți să-l pui pe auto, poți să-l pui pe mod trepied, poți să-l pui pe vedere nocturnă și poți să mai pui pe modul ăsta, mod noapte. Mă miră să văd treaba asta pe un telefon mid-range. Și zona asta cu extra opțiuni, Timelapse Pro Ultra Steady Video, încetinitorul Speed Warp, care este un fel de hyperlapse și e genul acela când te plimbi în tot parcul, faci multe sute de metri și la final e un video de 5 secunde. Dar poți schimba viteza în timp real, în vreme ce faci Speed Warp. Poți să dai viteza normală, apoi iar rapid, apoi normală, ca să iasă așa ca un videoclip. Dual site, filmare cu camera frontală și din spate și panorama. Acestea fiind zise, vorbim puțin despre software. Telefonul rulează Android 12, evident, într-o versiune stock, curată, aerisită. Face parte și din proiectul Android One. Când a prins prima oară telefonul, să vezi că scrie mare, tronează pe ecran Android One și chiar persistă mult pe ecran amintind treaba asta. Vă reamintesc, 3 ani de actualizare Android, 3 ani de actualizare de securitate și o interfață clasică stock cu bulele astea mari în zona Quick Settings și în zona de opțiuni găsim funcționalitate precum zona asta de Privacy Dashboard sau cum ar zice românul, tablou de bord de confidențialitate. Ce frumos! Apoi avem zona aceasta de bunăstare digitală, digital well-being, cum mi se zicea până acum, și ar trebui să avem și opțiuni aici legate de ecran, iar la refresh rate poți să umbli de aici. Din fabrică vine cu adaptiv, care își dă seama că ai nevoie de scrollare în listă și trece la 90 Hz sau poți să-l pui tu pe 60 Hz ca să mai economisești niște uh, baterie. Bun, uh, mai sunt alte opțiuni, dar o să le descoperim în review, nu vreau să fac acum chiar toate spoilerele posibile pentru acest smartphone. Ce mai de spus? Păi nu are bloatware, asta e treaba bună, nu văd aplicații inutile extra instalate aici. Cred că a venit cu LinkedIn din fabrică și cam atât, nu are foarte multe extrauri. Dacă vrei să personalizezi experiența, umbli aici și așa cum știți deja în Android 12 și 13, e la mare căutare preluarea de nuanțe din wallpaper și aplicarea lor la nivel de iconuri sau la nivel de meniuri. Avem și widgeturile, nu încă cele stacked din Android 13, dar continuare destul de arătoase. Ați observat că folosesc swipe pentru navigare, asta e zona de recents și ă, asta este meniul cu știri, cel mai din stânga home screen. Cam atât despre acest smartphone. Nu e la prima strigare, nu e la prima vedere, l-am văzut la Berlin, la IFA 2022, I am făcut și un interviu despre el și vă zic că este poate cel mai arătos telefon pe care HMD slash Nokia l-a scos în ultimii destul de mulți ani. Are personalitate prin această cameră, are toată treaba asta cu ecologia la nivel de aluminiu și plastic și cutie, iar apoi promite prin senzorul principal folosit aici, este cel de la Galaxy S22. Deja cred că v-ați dat seama că ecranul ăsta este luminos, mai luminos decât media, iar procesorul știm ce poate pielea de pe alte terminale. Este și foarte confortabil de manevrat și acum rămâne să trecem la treabă, să-i facem recenzia, să revenim cu impresii. Cam atât la mobilisima.ro, să fi revenit Nokia în, în formă sau nu, o să aflați în curând. Uitați, prețul este în jur de 2000 de lei, poate mai puțin, în perioada asta sărbătorilor și ofertelor. La revedere!